Practic toate problemele noastre emoționale vin din faptul că nu suntem ok cu vulnerabilitatea noastră. Bărbații buni sau soții buni vin la timp acasă, petrec timpul cu familia, cu copiii. Tu pe mine nu mă iubești, tu pe mine mă ignori. Cineva din trecutul nostru ne-a ajutat să avem o imagine proastă despre noi. Iar persoane care au stimă de sine mai scăzută tind să-și formeze regimuri alimentare stricte. Fie că tu ai sentimente de furie, invidie, ură, isterie, nu contează. Asta înseamnă că creierul a detectat un pericol, o amenințare. Noi nu putem uneori să ne punem limite sau să fim ferm în anumite poziții, pentru că ceilalți recurg la șantaj emoțional. Atunci când noi încercăm să îi schimbăm pe alții, îi schimbăm din propria noastră nesiguranță. Schweppes. Alege cu cine mixezi. Salut, sunt Ștefan Popov și vorbim la 1 noaptea. Sunt psiholog și psihoterapeut de orientare integrativă. În mare parte, activitatea mea este una deși de consiliere și ședințe psihoterapeutice, asta deși fac practic zilnic. Dar pe lângă această activitate, mai am și un centru de cercetări științifice în psihologie. Desfășor mai multe cercetări în domeniu, inclusiv la moment fac și un doctorat în psihologie. Totul a pornit din adolescență. Cel mai probabil. Inițial am mers în domeniul filozofic, deci licența am făcut în filozofie. Dar aici noi, ca să punctăm niște aspecte, este că persoanele care aleg fie filozofie sau psihologie, de obicei pornesc de la careva conflicte interioare. Numai că cei care sunt pe partea rațională se duc în filozofie, cei care mai mult încearcă să se înțeleagă emoțional se duc în psihologie. Deci la mine călătoria a început cu filozofia. Căutam, da, deci întrebări care fiecare adolescent și le pune de obicei, dar atunci când lucrurile în viață, în copilărie, în adolescență, nu merg tocmai bine și atunci încep să spui întrebări despre viața ta, despre oameni, despre tot ceea ce te înconjoară, căutând un anumit sens și speram că la filozofie voi găsi aceste întrebări. Parcă aveai impresia că te agățai de un răspuns, iată, gata, parcă am înțeles, totul se liniștea, până când treceai la alt curent filozofic și spre așa asta tot era foarte logic. Și până în momentul în care am ajuns într-o criză existențială, eu nu aveam practic răspunsul, tot era foarte relativ, nu aveai temelii, nu aveai bază, pentru că îți dai seama că noi foarte bine putem să jonglăm cu credințe în care tu să ai impresia că credința respectivă este adevărul. După filozofie înțelegi că nu mai este niciun adevăr și este foarte greu să răspunzi în termeni de adevăr, da? Deci în sensul dat. Și mie trebuia cumva să am o bază, o temelie mai consistentă în acest sens. Și deja m-am orientat spre psihologie. Nici aici n-am obținut răspunsuri prea clare, de aceea a fost nevoit să mă orientez spre neuropsihologie sau spre neuroștiință deja. De aceea, ultima carte pe care am scris-o, Amenințare și siguranță, subtitlul cărții este Dimensiunea biologică a deciziilor cotidiene. Deci, până la urmă, m-am regăsit în știință, pentru că știința poate, cel puțin aparent, să ne ofere o bază, o temelie, pentru că în filozofie e foarte multă metafizică, foarte multă speculație, dar foarte multă subiectivitate. În știință cât de cât putem să palpăm anumite lucruri. Și când uneori sunt întrebat despre ce cred eu despre niște teme mai existențiale, despre Dumnezeu sau orice alte chestii, cum spunea un filozof Wittgenstein, despre ce nu se poate vorbi, trebuie să se atacă. Uite, pot să vorbesc despre masa aceasta de culoare albă. Putem verifica acest lucru. În același timp am descoperit cumva pasiunea și interesul față de ființă umană, felul în care funcționează creierul și întotdeauna a fost cumva în interiorul meu întrebare cum oamenii se pot schimba. Și atât cumva în acest fel am ajuns deja în psihologie, plus la aceasta poți să o practici în societate, filozofia mai complicat și te simți valoros, util, poți să ajuți oameni. Se pot schimba, dar tot și așa la fel trebuie să fim realiști. Nu, pentru că dacă nu s-ar putea schimba, n-ar mai fi serviciile de consiliere psihologică sau psihoterapie. Nu atât cât schimbarea în sine ca caracter sau ca temperament. Aceste lucruri nu prea pot fi schimbate. Avem dar niște aspecte deja neurofiziologice foarte bine implantate în arhitectura noastră deja, de felul nostru de a fi. Dar noi putem să schimbăm atitudinea a ceea ce gândim despre noi înșine. Pentru că
nu neapărat schimbarea în terapie, de exemplu, o urmărim, dar ce gândești tu despre propria persoană, despre relațiile tale sociale, despre stilul tău de viață, despre cine tu ești în general. Și starea noastră de bine nici nu depinde foarte mult de, cumva, niște factori externi, dar mai mult în ce măsură eu sunt ok cu mine însuți. Indiferent ce caracter am sau cu ce tulburări emoționale pot să le am. Este important să ne înțelegem povestea vieții noastre. De ce am ajuns așa? Și clar lucru, ca orice psihoterapie, de regulă pornește din copilărie. Pentru că în primul și în primul rând avem nevoie de o înțelegere. De ce simt așa? De ce nu am încredere? Care este imaginea mea de sine și cum s-a format această imagine de sine? Noi putem să credem că gândesc într-o manieră obiectivă despre ceea ce eu gândesc despre mine însumi. Ca și cum eu singur am ajuns la aceste concluzii. Uite că sunt bun sau rău. Nu. De fapt, cineva din trecutul nostru ne-a ajutat să avem o imagine proastă despre noi. Adică prin reacțiile părinților, profesorilor sau alte persoane care ne-au înconjurat și ne-au creat un feedback oarecare. Tu puteai să fii cel mai bun, dar dacă, de exemplu, părinții sunt imaturi emoțional, orice n-ai fi făcut era descurajat și era pur și simplu criticat sau blamat. Iar vocea părinților este introiectată deja în interiorul tău. Și orice n-ai face, poți să fii cel mai bun, pentru că am persoane în terapie care au foarte multe realizări în viață. Sau statut social foarte înalt, dar au aceeași credință despre sine că nu sunt suficient de bun sau respectul de sine lipsește sau stima de sine de ce lipsește. Respectiv, avem nevoie să conștientizăm originea acestor cauze, de ce avem o imagine negativă despre sine, după care deja sunt diferite tehnici, modalități de a schimba pur și simplu această viziune a sinelui. În același timp, trebuie să ne raportăm și la cultura din care noi facem parte, nu doar din familie. O definiție cumva elegantă al stimei de sine este o senzație subiectivă în ce măsură corespund normelor sociale. Și noi întotdeauna ne raportăm la societate. Pentru că, de exemplu, dacă toți oamenii ar fi exact ca și noi, dar noi putem să ne considerăm mai problematici. Nu știu, ceva să nu fim mulțumiți de stilul nostru de viață. Să presupunem că avem 30 de ani să nu suntem necăsătoriți. Sau nu avem copii. Sau nu avem un statut oarecare. De fiecare dată când pun întrebarea sinceră, de exemplu, pentru unei persoane. Uite, cum te-ai simți? Dacă toți din jurul tău ar fi exact la fel și ăsta ar fi normalitatea și stilul de viață. M-aș simți foarte bine. Da? Deci, noi ne raportăm la societate oarecum. E ca exagerată pe de o parte chestiunea aceasta că să nu-ți pese sau să nu contezi ce gândesc ceilalți despre tine. Asta este un sfat bun, dar este foarte dificil să cumva să ignorăm ce gândesc ceilalți despre noi. Dar noi putem oricum să filtrăm pentru cine contează ce gândește cineva despre noi și pe cine chiar nu contează și nu este relevant acest lucru. Pentru că noi suntem ființe sociale. Și întotdeauna ne judecăm pe noi înșine prin prisma normelor sociale. Deci nu e o chestiune care poți să o excluzi, dar ne putem întreba de către cine vrem să fim acceptați. Și s-ar putea ca să nu fim acceptați, doriți, plăcuți de o anumită categorie de oameni. De exemplu, poate fi chiar părinții noștri. Da, deci în care copilul se simte neglijat, neapreciat. Da, nu corespund standardul părinților, dar chiar dacă îi corespunde, tot există marele risc să nu fie apreciat. Din mai multe motive. Pentru că acolo deja este o cauză a părinților legată de imaturitate emoțională, care nu pot practic niciodată să-și valideze copilul, orice n-ar face copilul. Și sunt persoane adulte, 30-40 de ani, care încearcă permanent să facă pe plac părinților. Sau viața, ei nu-și trăiesc propria viață. Deci ei se ghidează după preferințele părinților. Pentru că ei cred că părinții au niște așteptări la dânsii. Și dacă vor satisface aceste așteptări, în sfârșit vor primi acea validare, acea apreciere. Doar că de foarte multe ori persoane constată că apare altă problemă deja, altă nemulțumire, permanent, oricât de mult n-ar încerca să fac pe placul părinților. Pentru că părintele nu este în stare, de fapt, din punct de vedere psihologic, să-și aprecieze copilul. Pentru că dacă era în stare, o făcea încă de când era copil mic, de când încă era adolescent.
Sunt persoane care nu conștientizează niciodată în viață și se tem să conștientizeze. Că dacă ar conștientiza, ar urma o criză existențială foarte puternică, care este foarte greu de dus. Da? Să-ți dai seama că zeci de ani, da, deci ai încercat să corespunzi unor dorințe ale părinților sau alte standarde și n-ai avut timp și ocazia să trăiești pentru tine, adică să-ți ascult corpul, nevoile tăile, aspirațiile, dorințele și tot așa mai departe. Noi căutăm cumva în viața aceasta să ne coacem. Ca să putem pleca liniștit din această viață, noi vrem să lăsăm ceva în urmă. Ceva care să ne realizăm pe noi, să ne să înflorim într-un anumit sens spus. Și atât, dacă avem senzația că tot ceea ce a făcut în viață este plină de sens pentru noi și a fost o dorință a noastră personală, atunci știi că exact ca și mărul copt care cade din copac. Adică noi deja putem pleca liniștiți cumva din această viață. Eu încă nu știu cum e acest sentiment, am citit-o de la înțelepții cumva acest lucru. Dar când te poți premeni la mijlocul vârstei, la mijlocul vieții și să dai seama că mai ai poate puțin timp, deși timpul, da, și asta este relativ. Uneori 2-3 zile poți trăiești calitativ și în care să conștientizezi ceva adânc, profund și puternic, da? Dar pentru cei mai mulți conștientizăm pierderea pe care noi am avut-o, da? Deci trăind viețile altora în acest sens și respectiv sentimentele acestea sunt inundate de furie, regret, ură, da? Deci dezamăgire de sine, deci sunt sentimente foarte dificile în acest sens și desigur cu reproșuri față de părinți. Dacă asta am încercat noi să facem, pentru că ne punem la 40 de ani, ce fac acum mai departe, când am înțeles că eu n-am trăit pentru mine, am trăit pentru părinți într-o speranță de a primi aprecierea lor și în cele din urmă înțeleg că acest lucru nu este posibil. Bineînțeles că deja traiectoriile sunt individuale, iată, sunt multe persoane care fac psihoterapie și încearcă cumva să se regăsească. Cumva să depășească emoțional această criză prin care trec și deja timpul pe care îl mai au în viață, da, să poate să-l valorifice, să se regăsească, să-și găsească un sens care rezultă din ei înșiși. Dacă mintea noastră nu este pregătită pentru acest proces, ea practic nici nu ne va permite să căutăm și să explorăm. Adică mintea pune singur bariere. Una când o faci de sine sătător, de exemplu, da? Deci, nu știu, prin literatură, prin cărți, nu știu, filme și așa mai departe. Și încerci cumva să te descoperi, să te înțelegi. Acolo unde tu te apropii de o zonă mult prea puternică și cu intensitate emoțională puternică, acolo sunt mecanisme de apărare care singur practic, de exemplu, da? Deci o să-ți facă așa cumva șmecherii, iluzii în care să nu te apropii, să nu conștientizezi anumite lucruri. Pentru că aceeași carte, de exemplu, de autoajutorare, citită peste 10 ani, cu siguranță vei avea poate mai multe insight-uri, conștientizări, care la acea perioadă, cu 10 ani în urmă, încă nu erai pregătit, da, să atingă ceva din interiorul tău, dar era lecturată ca o simplă informație, ca o simplă teorie în acest sens, da? Deci asta atunci când încercăm să lucrăm individual. Mintea singură ne protejează cele mai multe ori, da? Deci ca să nu ne inunde, da? Deci anumite aspecte emoționale, emoții puternice. Dar când suntem în psihoterapie, aici deja terapeutul ghidează. Și în primul rând, hai să spunem așa, înainte de această călătorie interioară, trebuie să construite niște diguri, da, deci pregătire psihoemoțională, psihoeducativă în acest sens, pentru a întări eu-ul nostru, da, că ulterior când începem această călătorie, dacă ea este necesară și în multe situații este necesară, dacă vrem să ne eliberăm de povara unor traume. Atunci și doar în aceste circunstanțe deja se începe această călătorie, dar este una ghidată, pentru că iar dacă persoana se apropie prea puternic de niște emoții pe care nu le poate tolera, nu le poate conține, bineînțeles că ne oprim, da, în acel moment și atunci ne întoarcem iarăși, da, deci pe tărâmuri mai sigure în acest sens. Tulburările alimentare este o temă complexă și factorii, cauze care poate să provoace tulburările alimentare pot fi foarte diverși. Bineînțeles că mulți caută încearcă cumva să rezolve simptomul.
Dar chiar dacă, de exemplu, prin careva tehnici, metode, încercăm cumva să ne abținem sau să ne reglăm alimentația noastră, va apărea alte simptome sau alte probleme. Pentru că, la baza, da, deci tulburări alimentare, sunt anumite conflicte emoționale. Noi putem să pornim pur și simplu de la simplu fapt al stresului. Noi căutăm, de exemplu, să obținem plăcere. Și dacă, de exemplu, multe din ceea ce noi facem în viață, multe aspecte ale vieții ne aduc disconfort sau stres, venim acasă și căutăm cumva să ne liniștim. Deci, de fapt, persoana poate să sufere de o incapacitate de autoreglare emoțională. Și atunci are nevoie cu ceva din exterior să se poată liniști. Asta poate să fie mâncarea, asta poate să fie alcoolul, poate să fie droguri, da, fumat sau alte activități, poate unele mai sănătoase, poate fi și sportul pentru cineva în sensul acesta. Bineînțeles că trebuie să se caute care este conflictul interior, ce sursa stresului. Pot fi, deci, stres cotidian, obișnuit, asta mai ușor se rezolvă. Pur și simplu ai nevoie să se regleze regimul cotidian. Da? Poate să renunți la anumiți oameni toxici, poate să schimbi serviciul, de exemplu, poate să găsești careva activități, pasiuni, asta este mai ușor. Dar poate fi, da, deci, un stres mult mai ascuns, da, deci anumite conflicte interioare care vin din copilărie. De exemplu, lipsa sentimentului de iubire, de dragoste, de apreciere, de validare, un fel de gol interior prin care încercăm să-l suplinim cu ceva din exterior. De aceea, deja asta individual, este nevoie să se analizeze, să se cerceteze exact care este motivul, da, deci, alimentației. Foarte frecvent am auzit această întrebare. Da, deci cum să preluăm controlul asupra emoțiilor, da, și ca emoțiile să nu ne controleze, da, deci pe noi. Aici avem, hai să spunem așa, foarte multe mituri sau viziuni distorsionate despre emoții și înțelegerea proastă, da, deci, a emoțiilor, pentru că asta și era un alt obiectiv al cărții Amenințare și Siguranță, da, deci în care cumva am lovit cu capul de masă un pic ideea aceasta legată de om ca ființă rațională. Da. Da, și să înțelegem de ce anume. Foarte multă lume încearcă să fie rațional, vor să fie rațional, vor să-și controleze emoțiile prin rațiune și dacă ajung să fie copleșiți emoțional, să manifeste cu furie sau isterie sau să plângă, încep să autoblamez, de ce eu nu pot să mă controlez? De ce nu mă pot lua în mâini? Da? Sau de ce nu sunt suficient de rațional? Da? Noi trebuie să înțelegem, de fapt, ce sunt emoții noastre și care este rolul emoțiilor și rolul rațiunii. Rațiunea, hai să o luăm așa direct, nu prea are capacitatea să controleze emoțiile. Și noi asta o vedem zilnic. Da? Deci din practica fiecăruia, da, deci dintre noi. De câte ori nu ne-am spus, nu ne mai enervăm. Emoții nu sunt la îndemâna gândurilor. Bine, există terapie comportamentală care se lucrează cu convingerile pentru a schimba reacția noastră emoțională. Dar și ce avem niște semne de întrebare, da? Deci, și depinde cum se face acest lucru, da? Schimbarea de atitudini și de convingeri. Dar ce este de fapt emoția? Mie îmi place să dau următoarea comparație. Iată, de exemplu, este bordul unui aeronave. Acolo sunt foarte multe indicatoare care informează piloții despre starea aeronavei. Dacă indicatoarele funcționează corect și piloții sunt instruiți corect, ei vor lua decizii potrivite. Dar se poate întâmpla că anumite indicatoare să nu funcționeze corect. Și atunci, piloții iau decizii corecte în funcție de ce le arată indicatorul. Dar dacă, de exemplu, avionul are altitudinea deasupra solului 500 de metri reală, dar indicatorul arată 2000 de metri, deci piloții pot să aibă da, deci disonanță sau ei pot să ia decizia că avem unde să coborâm de fapt avionul, dar de fapt nu au, că ei sunt aproape, da, deci la limita solului. Ideea este că noi nu avem atât în corpul nostru niște indicatoare despre mediul în care noi ne înconjoarăm, dar rolul acestor indicatoare care să informeze cumva creierul, da, sunt emoțiile. De fapt, emoțiile ne informează despre relația noastră cu mediul. Este calea scurtă și rapidă de a fi conștienți ce se întâmplă în corpul nostru. Nimic mai mult. Deci, dacă tu ai emoții de furie, tristețe, nu știu, invidie, ură și așa mai departe, de fapt, această emoție doar te face conștient de o existență prin care tu treci. A nu-ți asculta emoțiile, asta înseamnă să nu înțelegi ce se întâmplă cu tine.
și te blamezi că tu ai niște reacții emoționale. Da? Deci asta ca și cum piloții ar spune, dar noi nu avem nevoie de aceste indicatoare. Noi punem așa, deci o perdea, și noi că așa să conducem după rațiune, ca și cum. Nu ne este rușine să trăim emoții sau să ne arătăm emotivitatea noastră. Undeva emoțiile sunt asociate cu partea vulnerabilă din noi, cu partea de slăbiciune a omului, cumva cu lumea poeților. Oameni puternici cumva sunt oameni raționali. Hai să luăm un exemplu, un om puternic pe care noi îl considerăm, da, cine acolo? Un șef de companie? Da, sau cineva care are alte realizări, un campion olimpic, și îl ducem în circumstanțe, niște condiții, de exemplu, da? Deci noi pentru dânsul, și să vedem, de exemplu, dacă mai face față, da, acelor provocări. În junglă ducem, de exemplu. Da? Deci o să vedem că nu mai funcționează partea asta rațională și de om puternic. Acolo tu, de fapt, cunoști foarte bine cum să gestionezi lucrurile în esență. Există o problemă, de fapt, legată de emoții. Așa cum spuneam că indicatoarele informează pilotul despre starea aeronavei, dar ei pot să fie defecte. Deci, aici e chestiunea că emoțiile ne pot informa despre relația noastră cu mediul. Doar că nu întotdeauna emoțiile ne pot informa corect. Iată aici este, da, deci, cumva, problema sau miezul problemei. Hai să explicăm puțin, în general, ce sunt emoțiile negative și emoțiile pozitive. Orice emoție negativă pe care noi o trăim, asta înseamnă că creierul percepe o amenințare, un pericol, direct, aici și acum, sau în viitor, sau indirect. Fie că tu ai sentimente de furie, invidie, ură, isterie, nu contează. Asta înseamnă că creierul a detectat un pericol, o amenințare. Că tu trebuie să intervii, să iai niște decizii, să activezi niște comportamente, ca tu să te poți adapta, apăra în așa situație. Și orice emoție pozitivă, asta înseamnă că ceva bine se produce pentru noi. Noi suntem în siguranță. Da? Deci, iată, de exemplu, noi putem să deschidem frigiderul și să găsim acolo, da, deci niște mâncare alterată. Noi să avem senzațiile olfactive de dezgust și o emoție. Da? Deci, emoțiile acestea de apatie, dezgust, care te determină să iai, da, cea mâncare și să o arunci la gunoi. Această senzație te ajută să iei o decizie corectă. Era un neurobiolog, Antonio Damasio. El spunea că dacă vrei să te comporți rațional, ascultă-ți emoțiile. Da? Deci, pentru că asta este partea instinctuală care, de fapt, știe ce are nevoie cel mai bine pentru sănătatea corpului nostru. Inclusiv alimentație, apropo de alimentație. Noi am făcut o cercetare în acest sens, în care să corelăm obiceiuri alimentare cu stima de sine, de exemplu, și cu alți factori, da, deci emoționali. Și noi am constatat următorul lucru, că persoanele care au o stimă de sine mai sănătoasă, dar aceasta presupune un mai mare contact cu propriul corp, tind să mănânce atunci când le este foame. Da, intuitiv. Iar persoanele care au o stimă de sine mai scăzută, tind să-și formeze regimuri alimentare stricte. De ce? Deci avem corpul care, de fapt, este rezultatul a unui proces evolutiv de sute mii de ani, care simte, de exemplu, când are nevoie să mănânce. Dar tu vii și îi pui reguli. Da? Ce trebuie să mănânce, ce nu trebuie să mănânce și multe alte chestii. Dietele foarte stricte, în general, noi, din punct de vedere psihologic, nu le privim ca fiind prea sănătoase. Bineînțeles că bioritmurile, păstrarea unui regim, da? Deci este binevenit pentru sănătate, pentru ca să economisești energie. Dar ideea că o persoană cu o stimă de sine sănătoasă și cu un contact cu corpul său, oricum își va forma niște bioritmuri, da? Deci alimentare, niște regimuri. Dar nu se va biciui, nu se va autocritica. Dacă, Doamne ferește, nu am mâncat la prânz sau dimineața sau nu-și luat terciul, da? Deci conform dietei, de exemplu, sau că am mâncat mai mult, sau că mai mâncat acolo, da, deci niște fast food-uri sau orice altceva, nimic să nu dăunează. Pentru că corpul are capacitatea să te autoregleze. El niciodată nu o să permită, dacă e sănătos. Și nu sunt dependenți, acolo e altă problemă deja. Mm-hmm. Da. Dar dacă este sănătos, el singur se va autoregla, spune, băi, că am ultima perioadă ai mâncat prea multă grăsime. Și tu spui, simplu, să ai dezgust deja la această perioadă de consum, da, deci de grăsime sau dulciuri sau orice altă ceva. Și respectiv, el se va calibra de fiecare dată, dacă nu ne se frică să nu formăm dependențele. Dependențele au la bază o traumă.
Și dacă tu, chiar dacă nu o să formezi aici dependența, o să formezi dependența într-un alt aspect al vieții, de exemplu, într-o altă activitate sau comportament. Deci, revenind înapoi ceea ce vreau să spun despre emoțiile ta negative, spuneam că ele ne ajută să înțelegem niște factori amenințători. Iată să imaginăm așa o situație. Mergem prin pădure, ne întâlnim cu un tigru, cu un șarpe. Noi vedem un stimul, dar creierul percepe, detectează o amenințare, un pericol adresa vieții noastre. Normal vom simți frica sau o reacție spontană, care pregătește organismul de un comportament de apărare. De exemplu, acolo secretă foarte multă noradrenalină în corp, care îți dă energia necesară să urci în vârful unui copac, care în mod obișnuit tu nu te-ai fi putut să te urci acolo. Dar de azi de uneori vin aceste supraputeri ale noastre. Dar dacă, de exemplu, tu citești literatură motivațională, gândire pozitivă, trebuie să fii în permanent, știi, într-o stare emoțională bună, să te gândești numai la bine, așa cum de multe ori este promovat acest lucru, și tu te vezi șarpele, vezi tigru sau ce mai este pe acolo și te gândești, ce oi frumos! Da, deci ce frumoasă e natura, trebuie să gândești pozitiv, nimic rău nu mi se va întâmpla, tu nu vei reacționa și până urmă, da, deci ei te vor ataca, de exemplu. Frica, agresivitatea, furie și toate celelalte, deci ele apar în consecință unor amenințări care trebuie de a reacționa deci, la dânsele. Numai că apare altă problemă. Aici, dacă, de exemplu, noi ne aflăm la serviciu și șeful ne face o critică, iar palpitațiile și întreaga ta stare fiziologică este la fel de intensă ca și cum te-ai întâlnit cu un tigru sau cu un șarpe. Deci asta ce înseamnă? Că de fapt creierul percepe critica șefului la fel de amenințătoare, de periculoasă, ca și cum te întâlnești cu un tigru. Dar gradul de pericol este asemenea pentru noi? Bineînțeles că nu. Dar creierul este aici deja, emoția noastră cumva, creierul nu detectează corect amenințarea sau gradul de amenințare. Dar din ce cauză? Din cauza unui traume aici deja. Adică traumele noastre din copilărie, adolescență sau mai recente distorsionează, de fapt, realitatea și ne informează, de fapt, greșit din punct de vedere emoțional. Deci, când avem anumite emoții foarte intense, tot ce putem să facem este să ne întrebăm dacă pericolul este real sau unul imaginar sau fals sau exagerat, distorsionat. Iată aici cu metodele terapiei cognitiv-comportamentale sau pe mijloace raționale, puțin putem să ajutăm creierul nostru să corecteze percepția în acest sens. Și tot nu este o garanție în acest fapt. Primul lucru care în general trebuie să-l facem este să acceptăm emoțiile noastre așa cum ele sunt la ora actuală, chiar dacă ne împiedică sau ne încurcă în viață să atingem anumite obiective. Dar avem deja un mecanism care el așa funcționează la moment. Da? Și de asta este nevoie să ne acceptăm aceste emoții, a le înțelege, a face un pic de claritate, da? Deci între dânsele. De ce eu percep lucruri într-o manieră foarte negativă și periculoasă. Da? Iar de aici, de exemplu, dacă găsim aceste răspunsuri prin autoconștientizare, prin săpare în interiorul nostru, noi putem să identificăm că nu există niciun pericol. Dacă noi, pur și simplu trebuie să găsim diferite mijloace, posibilități, cum creierul nostru să-l scoate din perceperea amenințărilor false, negative, într-o stare de siguranță. Deci tu nu vei putea, de exemplu, să scăpi de anxietate sau de atacuri de panică până când creierul nu se convinge că trăiești în siguranță. Dar acest lucru este o cale foarte lungă uneori, în felul în care a evoluat. Da, deci biologic creierul nostru. Da? Deci avem partea instinctuală, creierul reptilian, care răspunde de funcții fiziologice de bază, creierul mamifer sau creierul emoțional și neocortexul, asta partea rațională care e ultima pescare a evoluției noastre. Și acolo informația ajunge mai greu, de multe ori. Și cea mai mică. Da? Deci, respectiv, de aceea noi reacționăm în primul rând emoțional până când începem să conștientizăm. Și percepțiile pe care le face creierul acesta reptilian și mamifer sau creierul acesta emoțional, într-adevăr, calculele lui sunt diferite decât ceea ce tu gândești rațional. De-aia și noi ne spunem, eu înțeleg rațional, nu am de ce să mă îngrijorez.
Dar, într-adevăr, creierul are alți parametri. Dar asta în funcție de trecutul pe care l-a avut din copilărie până în prezent. El operează cu informațiile din trecut. Creierul nu este în prezent aici. Să nu uităm că avem și o memorie corporală. Hai să ne imaginăm următoarea situație. Să presupunem că Ionel are 3-4 anișori și își pierde mama în mulțime, undeva în piața centrală, de exemplu. Putem să ne imaginăm ce se petrece în corpul lui Ionel atunci când o pierde pe mama. El este total dependent de mama, din punct de vedere al supraviețuirii. Ori acolo frica și groaza de singurătate și de moarte este foarte puternică. Să presupunem că episodul a trecut, da, deci Ionel a găsit-o pe mama și acum Ionel are 30 ani, trăiește cu anișoara. Și anișoara își face bagajele și spune că eu te părăsesc, plec de la tine. Deci se declanșează o situație cumva similară, e un fel de trigger. Cum are în amintirea sa, cum o pierd pe mama și pleacă de undeva în mulțime și se declanșează frica de moarte, da? La fel, pur și simplu, creierul memorează, are această memorie corporală, da? Și asociază evenimentul de plecare al anșoare față de care are un atașament, că dacă figura mea de atașament de care mi este legată propria mea siguranță pleacă, se activează acea memorie corporală și Ionel începe să plângă sau să facă atac de panică, nu pleca că nu pot trăi fără tine. Dar stop, tu cac bai 30 de ani, tu poți schidi frigiderul, tu poți mânca, tu ai job, tu ai relații sociale. Da? Deci, ce te faci să crezi că nu poți trăi fără anișoara? Rațional poți să gândească, da, îmi dau seama că eu pot să trăiesc și fără anișoara. Dar emoțional și corporal are impresia că nu pot trăi fără anișoara pentru că corpul, de fapt, a regresat la vârsta de 3-4 ani. Deci, în momentul acela, da, deci funcția noastră, da, deci neurofiziologic, cumva, ne situăm la 3-4 ani. Noi analizăm situația respectivă din acea perspectivă. Deci astea sunt circuite neuronale. Da? Deci astea sunt traumele, de fapt, în esență. De ce? Trauma pe noi ne face foarte rigizi și judecăm prezentul prin prisma trecutului. Și de asta nu ureau terapiile, deci au ca scop și uneori e foarte dificil să o faci de unul singur. Ca să ajungi în traumă, să poți să reprocesezi evenimentul, să-l așezi la locul său, da? Deci undeva în trecut, te poți deja disocia de acele evenimente, da, deci în trecut, ca să poți să fii aici în prezent și să conștientizezi că te afli în siguranță. Creierul, din motiv de a ne proteja, se disociază de foarte multe ori de amintirea traumatică pentru a nu ne lăsa copleșiți emoțional. E o funcție adaptativă și de supraviețuire în acest sens. De asta și de foarte multe ori nu ne putem înțelege anumite reacții din prezent. Putem avea impresia că da, în trecut nu mi s-a întâmplat nimic semnificativ. Da, deci dureros, nu mi-amintesc evenimente traumatice semnificative. Bun, poate să nu fie neapărat, știi, vorba de accidente, abuzuri, de exemplu, dar este și picătura chinezească. Cuvânt cu cuvânt, din partea unui părinte, că ești prost, că mă scoți la pensie și tot așa mai departe. Deci copilul reacționează cumva obișnuit la aceasta, fără să-și dea seama că acest lucru cu timpul agravează starea noastră emoțională. Este o temă foarte interesantă care, atât, da, deci pentru public ar putea de sine sătător să o studieze pentru că este foarte multă informație legată despre stiluri de atașament. În general, teoria atașamentului se pretinde a fi o teorie de bază a personalității. Pentru că, deci, pot fi înțelese toate tulburările de personalitate și toate tulburările afective, cum depresie sau anxietatea. Sunt 4 stiluri de atașamente. Atașament securizant. Eu sunt ok, tu ești ok. Eu am încredere în oameni, am încredere în mine și pot să mă apropii emoțional față de oameni și să mă bazez, da, deci pe ajutorul și suportul lor. Nu mi-este frică să formez legătură emoțională. Dacă legătura emoțională, relația nu merge, eu am încredere în mine, am autonomie și mă pot separa ușor în acest sens. Și persoana cu atașament securizant nu le este dificil să fie și singuri. Există un atașament anxios. Eu nu sunt ok, tu ești ok. Nu am încredere în mine, dar am încredere în ceilalți oameni. Nevoile lor sunt mai importante decât nevoile mele. Ei gândesc mai corect. Dar eu mă tem să trăiesc singur pentru că nu am încredere în mine. Eu am nevoie de ceilalți și mă leg
de partener, de exemplu. Unul mult prea mult decât este necesar și este cazul. Deci aceștia se manifestă în relații foarte multă gelozie și posesivitate. Da, deci din frică de abandon, pentru că n-am să pot trăi fără tine. Eu mă pot baza pe mine, eu nu am încredere suficientă în mine că eu pot trăi și singur, de exemplu, atât cât este necesar. Da? Există atașament evitant. Eu sunt ok, tu nu ești ok. E atașamentul cumva detașat emoțional. Eu sunt, am încredere în mine, eu sunt puternic, eu sunt deștept, tu ești slab, tu ești neputincios, tu ești prost. Atașamentul evitant se referă la faptul că evită să se apropie emoțional de celălalt, din frică de abandon. De exemplu, atașamentul anxios, și el are frică de abandon, numai că o face legându-se de celălalt, controlându-l pe celălalt. Pe când atașamentul evitant, ca să nu sufere abandonul, nu mă leg emoțional de tine. Că nu am încredere în oameni că ei o să-mi fie alături mereu. Respectiv, ca să mă apăr și să mă protejez, da, deci devin distant emoțional. Sunt persoane care mai mult sunt focusate pe carieră, pe rațiune, pe logică. Ei sunt deconectați cel mai mult din punct de vedere emoțional. Când, de exemplu, întreb ce simți, ei nu prea înțeleg această întrebare. Ce simți? Nu sunt nic, știi? Sau maxim au emoții pozitive, emoții negative. Da, nu pot să le rafineze. Adică putem așa un fel de analfabetizare emoțională. În relațiile de cuplu, da, deci nu te poți aștepta la romantică din partea lor, la deschidere, la gesturi frumoase, da, și toate aceste lucruri. Cumva sunt reci, detașați, da, stau în telefon sau în carieră sau în treburile lor, da, au nevoie de foarte mult spațiu și de timpul lor personal. Și cel mai complicat stil de atașament, atașament dezorganizat, care nu am încredere în mine și nu am încredere în ceilalți. Eu sunt rău și oamenii sunt rău, răi. Și atașamentul dezorganizat de obicei se dezvoltă în condițiile familiare în care există foarte mult abuz fizic, sexual sau emoțional, în care părintele este în același timp și sursă de pericol, în care vrei să fugi, să te aperi, și sursă de siguranță, da, în care te apropii. De exemplu, dacă mama te bate și scurge sânge, vrei să fugi, dar cine să spună bandajul? Tot mama. Da? Și tu nu înțelegi, nu ai o idee clară. Păi omul ăsta cu care eu trăiesc este un pericol pentru mine sau o sursă de siguranță. Și în permanent trăiești într-un permanent conflict de a pleca, de a fugi, de a mă detașa, dă-mi teamă că n-am să pot trăi fără celălalt și mă apropii înapoi. Asta este practic baza. Această dinamică este baza relațiilor toxice. Clar, lucrurile, schemele cognitive le vin din copilărie, care stilul de atașament se formează în primii ani de viață, din interacțiuni cu părinții noștri. Baza se pune până la 2 ani. Dar în general și copilăria, da, bineînțeles că încă mai sunt factori care pot influența acest stil, da, deci de atașament. Și de regulă aceste stiluri de atașament sunt stabili în cursul vieții. Atât timp cât nu intervii personal să conștientizești, să depui o muncă în a-ți ajusta aceste stiluri, da, deci de atașament. Deci persoana cu atașament sigur, dacă apar careva probleme în relații, în special, de exemplu, abuz din partea celuilalt, da, deci interdicții nejustificate în general sau niște reguli, da, deci aberante și sau, nu știu, trădări, înșelări, așa mai departe, va pleca. Deci nu va tolera o situație toxică pentru el. Iar pentru un copil care el, de fapt, cu asta a crescut, una îi se pare normal și obișnuit acest lucru. Altceva este că aceste persoane cu atașament dezorganizate, chiar dacă întâlnești o persoană cu atașament sigur, o persoană echilibrată și cu stimă de sine, nu poate relaționa cu celălalt. Din motivul, da, deci neîncredere în sine, din motivul problemei de comunicare, pentru că persoana cu atașament sigur are un stil de comunicare mai asertiv, mai respectuos, ceea ce este foarte străin unei persoane cu atașament dezorganizat, nu știe cum să reacționeze la așa formă de comunicare. Plus la aceasta, orice persoană cu atașament nesigur are, de fapt, o percepție negativă despre sine. Și când o persoană cu o percepție negativă despre sine intră într-o relație cu o persoană care are un sentiment de sine pozitiv, prin comparație, persoana se consideră mai inferioară, mult mai inferioară. Și atunci caut o persoană cam de același nivel, cu un sentiment care să mă simt cumva la fel, asemec, pe aceeași undă de ziua. Dar de aici, în consecință, vor apărea problemele relaționale de du-te vino. Atunci când am o poziție de viață, eu sunt ok, tu ești ok,
Deci și eu am o problemă, un deranj, anumite nevoi nu sunt satisfăcute. Deci eu, în primul rând, îmi voi comunica sentimentele și emoțiile mele, fără să-l atac pe celălalt. Hai să luăm așa, poate, un exemplu. Ce stil de comunicare folosește fiecare stil de atașament într-o situație specifică, de exemplu? Să zicem că, în ultimul timp, anișoara se simte ignorată și neiubită, din cauza că soțul vine deja mult prea târziu acasă. Soțul vine mai târziu acasă din cauza că petrece mai mult timp cu prietenii privind fotbal, Champions League. O face asta din adolescență. Cum, de exemplu, se comportă o persoană cu atașament anxios? Atunci când eu nu sunt ok, tu ești ok. Deci, anișoara simte aceste sentimente, că sunt ignorată, neiubită, dar nu îi le va comunica. Pentru că nu vrea să creeze un conflict, să nu-l deranjeze, să nu parcă este capricioasă. Ei, las, că așa, bărbați, știi, nevoi lui sunt mai importante. Chiar dacă soțul o să vină acasă și o să întrebe, nu te deranjează că vine așa târziu acasă? Nu, tot normal. Da, aici doar, știi? Dar asta se acumulează. Da? El zice, ok, dacă este ok, simți bine pe moment, ai câștigat, da? Deci ai evitat un conflict. Dar, cu timpul, acest lucru se acumulează și la un moment dat oricum va exploda, iar celălalt va fi surprins. Deci, aceasta este numită comunicare pasivă. Cumva situația care tac și înghit și pun nevoile celorlalt mai importante decât nevoile mele și nu îndrăznesc să le comunic, pentru că n-are sens, mă tem că vor fi ignorate sau nu vor fi înțelese sau vor fi judecate și mă aștept ca celălalt să-și dea seama. Poate într-o zi o să fie mai bine, poate într-o zi se va termina acest lucru și ei, las că să termin Champions League și să vină de vreme acasă. Cum se comportă o persoană cu atașament evitant? Deci acea persoană care spune că eu sunt ok, tu nu ești ok. Deci, cum am zis, că persoane cu atașament evitant nu sunt conectate propriile sale emoții. Pentru dânsi emoții înseamnă vulnerabilitate, dar mai cu seamă să le vorbești despre dânsi. Dar oricum, anișoara simte că ceva o deranjează, dar nu prea conștientizează ce anume o deranjează. Rămâne frustrată oarecum și se gândește că nu este corect ca bărbatul să vină atât târziu acasă. Că e soț, că e tată și trebuie să vină așa, cum tată, da, deci seara după serviciu, să petreacă timpul în familie și se pregătește să-i țină un discurs moralizator. Motivațional. Da. Și când soțul vine, ea începe. La ora asta să vine. Cât e oră? Bărbați adevărați, bărbații buni sau soții buni vin la timp acasă, petrec timpul cu familia, cu copiii. Tu pe mine nu mă iubești, tu pe mine mă ignori. Deci ce face ea în momentul ăsta? Ea nu spune eu ce simt, mă simt neiubită și ignorată, dar spun tu ce nu faci. Tu pe mine nu mă ignori, tu pe mine nu mă iubești. Dar Ionel poate să nu fie de acord cu acest lucru. Pentru că el știe foarte mult cât ține la anișoara, cât muncește, cât lucrează ca să asigure familia, de exemplu. Și doar se apără, spunându cu noi, este adevărat. Dar anișoara vrea să se simtă auzită. Vrea să înțeleagă că tu ai înțeles mesajul și spune. Da, deci contraargumentează și insistă. Că tu mai ești prost pe lângă asta. Da? Mai mult ca atât. Da? Începe să-i schimbi stilul de viață. Tu ai deja 40 de ani. Și tu încă te uiți la fotbal. Eu nu vă înțeleg, vă și sunteți copchii sau ce? Da. Deci ce înseamnă această comunicare? Eu sunt ok, eu știu corect cum străiește viața, tu nu ești ok, tu îmi cu prostiile. Și tu o faci cu scopul că dacă își schimbă realitatea, îți va satisface nevoile. O să termine, de exemplu, Champions League, o să apară altă, de exemplu, poate pasiune sau altă interes. Da? Deci cel mai probabil. Da? Deci asta, de exemplu, este din comunicarea agresivă. Din partea, de exemplu, unei persoane cu stil de atașament mai curând evitant. O persoană cu atașament dezorganizat, care spune, eu nu sunt ok, tu nu ești ok. Deci ea manifestă nemulțumirea și așa agresivitatea, supărarea, frustrarea într-o manieră indirectă, fără să-l atace direct pe acea persoană, da? De exemplu, de la sarcasm și ironie până la răzbunare. De exemplu, Ionel vine târziu acasă, pe la 12 noapte, da? La care anișoara spune, lască. Eu mâine deloc n-ați venit acasă, ca să vezi cum e asta.
Sau să vin și eu târziu acasă. Și când mă întrebe soțul, de ce vin așa târziu? Dar ieri tu unde ai fost? Da și, dar normal, eu vin așa cum tu vii acasă. Da? Deci atât, încearcă să-ți transmit un mesaj prin comportamente, prin anumite fapte, da? Deci, care să-l facă în speranță că celălalt să prindă mesajul, să înțeleagă, de exemplu. Și atât, ajungem cum ar fi cel mai bine de comunicat. Doar atunci când avem un atașament securizant, eu sunt ok, tu ești ok, anișoara nu are o problemă că Ionel privește fotbal și vine târziu acasă, însă și cu acest fapt. Pe dânsă o deranjează sentimentele ei pe care le are. Faptul că nu-i se acordă suficient timp. Mă simt ignorată și neiubită. Deci, în primul rând, va căuta un moment special de a comunica. Ca să fie și Ionel în toane bune. Da? Și să spună: dragul meu, uite, eu, ultima perioadă, mă simt ignorată și neiubită. Pentru că pentru mine contează foarte mult să petrec timpul cu partenerul meu, cu soțul meu, ca să mă simt iubit cu adevărat. Eu înțeleg că tu ultima perioadă ai avut, da, deci, anumite activități. Eu vreau să știu dacă tu ești dispus să petreci mai mult timp cu mine. Asta este ideal. Nu, asta este și forma teoretică, de fapt, a comunicării. Ideea de bază că eu îmi comunic ceea ce eu simt și spun ce mă aștept la celălalt, fără să atac la activitățile sau valori sau interesele celuilalt. Acest lucru se produce atunci când tu, într-adevăr, ai o stimă bună de sine și ai o stimă față de celălalt. Respect fundamental a propriei persoane și a celelalte. Când tu ai această poziție, absolut nu va veni o comunicare agresivă ca tu să-i ataci valorile și personalitatea celuilalt. Pentru că nimeni nu s-a născut să ne facă pe plac sau să corespundă așteptărilor noastre. Da? Deci, ideea este că chiar și atunci când noi ne punem întrebarea cum să comunicăm eficient, și am avut foarte multe situații, da, deci în terapie cu această întrebare, nu e că sunt zeci de cărți cu tehnici. N-a să funcționeze dacă tu nu o să schimbi cum te percepi pe tine și cum percepi pe celălalt, adică la nivel de respect. La nivel teoretic, o să încerci o dată, două ori, după care iarăși o să... Da, deci într-o situație emoțională o să declanșeze niște frici de insecurități personale, imaginea ține proastă și o să începi să ataci, să acuzi de ce pare uneori dificil această poziție. Iată, asta presupune, de fapt, o comunicare care ar fi una sănătoasă. Bineînțeles că e prea utopic și întotdeauna să avem această comunicare. Normal că avem nervi, ne frustrăm, ne supărăm, mai atacăm, ne mai descărcăm, dar după ce trec emoții, noi putem să revenim la această bază, sigură, da? Deci de comunicare. Când ea lipsește în totalitate, noi acolo deja se formează toate premizele pentru o relație toxică. De aceea și când în terapie punem un mare accent de a dezvolta respectul de sine, da? Să putem să ne acceptăm ca persoane, indiferent cine noi n-am fi, ce caracter noi n-am avea, ce tulburări emoționale n-ar fi sau ce statut. Da? Și inclusiv să putem dezvolta respectul față de celelalte ființe. Chiar dacă nu gândesc ca tine sau dacă simt diferit, nu înseamnă că tu îi vei iubi pe toți, dar tu nu ai nimic de reproșat și pur și simplu oricum vei crea relații doar cu cei care sunteți pe aceeași undă și careva interese sau valori. Știi, ca să poți să-ți stabilești limitele, trebuie să le cunoști, să-ți cunoști granițele tale. În momentul în care simțim că cineva încalcă granița noastră, la fel ține de faptul cum noi exprimăm. Nu mă deranjează. Noi înțelegem că oamenii au diferite feluri de a simți și de a fi și de comportament și mulți nu conștientizează că ne atacă sau că abuzează de noi și nu o fac întotdeauna cu rea intenție și conștiență. Respectiv, noi numai facem ce ține de noi. Da? Uite, asta mă deranjează. Asta eu nu permit. Și nu trebuie de dat neapărat argumente să ne justificăm. Putem să repetăm ca un papagal, știi, de fiecare dată, știi, că ai intrat în spațiul meu. Adică mă refer metaforic, deja depinde ce anume abuzează. Comunicându-ți de fiecare dată, nu știu, regula ta sau nevoia ta sau dorința ta, la care ține de tine și nu accept.
Deja faptul că îți place sau nu îți place, asta deja depinde de tine. Mingea deja este de partea ta. S-ar putea să te superi. Acum deja devine, depinde de tine, cât este de șantajabil emoțional că cineva se supără. Și atunci noi cedăm de foarte multe ori, da, deci legat de limitele noastre. Noi nu putem uneori să ne punem limite sau să fim ferm în anumite poziții, pentru că ceilalți recurg la șantaj emoțional, indirect, de exemplu, da, supărare, indignare, sau mai exemplu legat de părinți că te-am crescut, dar tu așa te comporți cu mine, da, sau prieteni, de exemplu, da, deci se pot supăra. Și dacă noi nu putem tolera sentimentele și emoțiile negative ale celorlalți și ne conștientizăm că de fapt ei sunt responsabili de sentimentele lor, nu noi. Pentru că noi suntem responsabili de ale noastre sentimente și emoții. Dacă eu m-am supărat pe Ionel, nu Ionel este declanșatorul 100% responsabil pentru sentimentul meu și emoția mea. Eu sunt responsabil pentru că am avut niște așteptări. Sau am anumite credințe. Sau anumite traume ale mele. Apropo, ca să ne fie poate uneori mai ușor să menținem aceste limite, am zis că nu este dificil să menținem limite, anume din cauza că suntem influențați emoțional și nu este teamă, da, să nu supărăm, să nu obișnuim, să nu rănim, să nu ne simțim noi vinovați și tot așa mai departe, da? Pentru că noi abordăm emoțiile celorlalți foarte personal, ca și cum noi suntem cei care declanșăm emoții în celălalt. Foarte puternic le personificăm. Și atâta erau ce filozofii stoici care spunea că asta e cea mai mare, poate, problemă între relațiile social-umane de unde apar conflicte. Că noi personificăm reacția emoțională a celuilalt. Adică, dacă celălalt devine furios cu noi, noi avem tendința să ne gândim că cu noi ceva nu este în regulă. Ce am făcut eu așa greșit? Dar, de fapt, furia celuilalt nu vorbește ceva despre mine, dar vorbește despre persoana, că este furios. Deci, faptul că a reacționat la mine ține de așteptările celuilalt, trecutul său, sensibilitatea lui emoțională. Sunt foarte mulți factori, da? Deci, de ce a declanșat această furie? Ca să dau poate un exemplu, da? Deci, urmea să merg la o instituție în care trebuia să prezint un document. Acel document trebuia să-l prezint cu 10 ani în urmă. Eu deja, cunoscând, nu știu, cum reacționează foarte mulți funcționari publici, mă așteptam la un tip de reacție de genul: și de ce abia acum tu ai venit? Care, de mult, pentru mine, asta m-ar fi făcut să mă simt foarte prost sau vinovat, că de ce abia acum prezint acel document. Eu mă prezint, arăt documentul și funcționarea publică se uită: cu 10 ani în urmă, și de ce abia acum tu ai venit? Reacția mea emoțională a fost foarte calmă. De ce? Pentru că în locul meu, fie că era Ionel sau Andrieș, persoana la fel era așa să reacționeze. Deci este un fenomen care nu ține de mine, dar de cultura, de exemplu, socială, cultura funcționarilor publici, da? Sau caracterul lor. Da? Deci felul în care oamenii reacționează vorbesc despre dânșii, despre personalitatea lor, cum ei văd lumea în general, care reacționează la ceea ce eu am declanșat. Eu sunt un declanșator în acest sens. Și atunci noi putem foarte bine să învățăm. Da, să-mi pară rău că am declanșat furia în celălalt, dar să nu mi-asum în totalitate furia celălalt. Da? Deci, din punct de vedere emoțional, pur și simplu, hai să vedem. Da? Deci, și ce tip de relație am cu celălalt? Și dacă contează pentru noi să luăm în considerație, bineînțeles că uneori este necesar să luăm în considerație că comportamentele noastre pot să declanșeze în celălalt furie, dar trebuie să vedem cât sunt de legitime și ce tip de relație există între noi. Una, de exemplu, când asta este, da, deci, un coleg la serviciu, sau șeful, sau, nu știu, clienții, și alta când ești acasă. Ponderea este diferită. Și când ești acasă cu partenerul, mai ții cont că celălalt are niște sensibilități și are niște preferințe. Dar o faci și poți să faci când lucrul acesta este reciproc. În caz contrar, dacă tu ești cel care cedează sau nu ia totul la suflet și îl depune în efort în acest sens, dar celălalt se comportă în continuare undeva parcă irresponsabil deja față de noi. Și noi nu mai avem resurse în acest sens, pentru că ne putem epuiza uneori. Da, deci atunci deja, bineînțeles că putem să nu mai încercăm atât de mult să fim de drăguți cu ceilalți. E o problemă legată de termenul egoism care generează foarte multă confuzie. Pentru cineva, iubirea de sine înseamnă egoism.
Iubirea în sine înseamnă să bei apă, să mănânci, să ai grijă de corpul tău, da? De ce speli dinții dimineața? Da? Pentru că te iubești, vrei să rămâi sănătos, da? Până la a-ți cere sau a căuta să ți-ți faci o mulțime de alte nevoi. Realizările personale, de pasiuni și tot așa mai departe, de spațiu și de timpul tău. Deja este egoism în sens că tu îți urmărești interesele tale dăunând celorlalți, mergând peste capete. Dacă din punct de vedere deja etic și moral acest lucru este o problemă socială. Dar atâta timp cât eu am grijă de mine, fără să fac rău cuiva, sau că fac alegerile mele și ca să pe cineva deranjează, da? Deci asta deja nu este cumva în responsabilitatea mea. Există cumva așa o axiomă care, în psihologie care îmi place foarte mult. Eu sunt eu, tu ești tu. Eu fac ce îmi place, tu faci ce îți place. Eu nu m-am născut pe lume pentru a corespunde așteptărilor tale. Și tu nu te-ai născut pe lume pentru a corespunde așteptărilor mele. Dacă avem ceva în comun, foarte bine, mergem împreună. Dar dacă nu, noi nu avem mare treabă de făcut împreună. Dar iată cumva acest axiomă poate clarifică, da, deci unde este granița noastră sau limitele noastre în acest sens. Da? Deci să presupunem că eu nu vreau să mă implic în fapte, nu știu, de bunătate, da, altruiste față, da, deci de societate. Este dreptul meu. Eu nu m-am născut într-o societate care are multe probleme și care are nevoie de suport și ajutor, de exemplu. Da? Eu am grijă de mine, de exemplu. Da? Deci nu știu, să mă ocup cu doar interesele mele, în acest sens. Cineva care, de exemplu, are plăcere să facă fapte altruiste, să se sacrifice pentru celălalt, o face pentru că așa o simte și îi aduce plăcere dacă îi aduce plăcere. După simptome, depresia trebuie să înturnească câteva simptome. Tristețea îndelungată cel puțin 2 săptămâni, fără întrerupere. Tulburări alimentare, tulburări de somn, apatie, pierderea intereselor față de lucruri care anterior îți aduceau plăcere, stimă de sine scăzută, gânduri suicidale, sentimente de lipsă de proprie valoare. Iată cam acestea sunt simptomele generale, da, deci ale depresiei. Doar că aceste simptome se suprapun cu foarte multe altele. Da, deci este foarte dificil uneori, da, deci să te diagnostichezi de unul singur. Nu oricum e cel mai bine să vorbești cu un specialist ca să nu te diagnostichezi pe internet. La baza depresiei sunt 2 nuclee. Fie sentimentul de neputință, fie sentimentul de lipsă de valoare. Sau ambele. De exemplu, în sentimentul de neputință, când persoana se simte deja că sunt copleșite de evenimentele vieții la care nu mai pot face față. Nu mai au la cine apela. Nu se mai simt în stare că dețin controlul asupra vieții personale. Că de unde vine starea de entuziasm, de bună dispoziție, de optimism? Atunci când ai un sentiment interior că deții controlul, că poți să controlezi viața ta. Nu într-o manieră obsesivă prin care putem ajunge deja în anxietate, dacă vrem să deținem control asupra viitorului. Pentru că în anxietate foarte mult gândim legat de viitor și încercăm să preîntâmpinăm toate catastrofele posibile. Dar anume să simți că ai ceva de influențat în viața ta, că ai acest sentiment. Dar acest sentiment de control asupra propriei tale vieți se cultivă foarte mult iarăși în copilărie. În ce măsură ni s-a oferit ocazia prin educație că noi putem să decidem, că noi putem să ne influențăm propriile noastre sentimente, că noi putem face alegeri și că avem dreptul la aceste alegeri, avem această libertate și flexibilitate. De exemplu, dacă unul vine cu Ionel, vine de la școală, prost dispus, și spune că, mamă, eu vreau să mă duc să mă joc. Deci acest jocul iar reglai sentimentul de tristețe. Dar mama spune, nu, trebuie de săpat în grădină. Deci el nu are acces la un mijloc prin care să-și regleze emoțiile sale. Și dacă acest lucru se întâmplă cronic, se poate forma la copil, da, deci senzația că eu nu am control asupra propriile mele sentimente sau asupra propriile mele vieți.
Și se poate întâmpla că în cursul dezvoltării și da, deci așa maturizării să aibă careva încercări. Nu știu, de a ține o diplomă, da, sau un job. Și dacă va ieșua, care ceva foarte firesc se întâmplă cu toată lumea. Va activa și mai mult sentimentul neputinței, că eu nimic nu pot controla, nimic nu pot decide. Și în așa stare, oare să mai merită să trăiești? Gândul care apare. Normal că vine totul lipsit de sens în momentul dat. Ca să apară sensul, trebuie să dai seama că ai un control asupra vieții tale. Și atunci, de exemplu, în terapie, dacă mergem pe această cale, pe această problemă, încercăm, de fapt, să facem ca persoana să devină mai conștientă faptul că poate să controleze. Da? Deci și stările emoționale, prin deciziile pe care le ia. Da? Și să întărim convingerea faptul că poate să reacționeze așa cum își dorește sau să obțină ceea ce își dorește sau poate să-și schimbe atitudinea față de multe circumstanțe, da, deci, de viață. Deci, în cele din urmă, noi trebuie să redobândim sentimentul de control, că noi putem să obținem ceva, să aibă sens în ceea ce noi facem. Și a doilea nucleu care poate declanșa depresia este sentimentul lipsei de proprii valori. Multe persoane atât de inutile se simt în societate în care afirmă am impresia că respir aerul celuilalt. Degeaba. Nu sunt cu nimic bun. Nu sunt folositor. De unde vine acest sentiment? La fel din copilărie. Rădăcinile. Dacă, de exemplu, copilul se simte că aduce o bucurie în familie. Iată, când el este micuț, el observă cum mama, tata radează de bucurie în prezența copilului. Și orice n-ar face, el se simte acceptat în mare parte. Vede că mama și tata îl caută. Hai să ne jucăm. Da? A, înseamnă că eu sunt util, sunt bun, sunt valoros. Ulterior în viață nici nu mai preocupă această întrebare. Că dacă tu întrebi așa o persoană, ce ți aduce ție sentiment de valoare? Dar nici nu m-am gândit la asta. Pentru că el deja se simte valoros, cumva. Da? Deci sentimentul este deja sădit în interior. Dar dacă copilul se simte nu o bucurie în familie, dar o povară, când observă în reacția părinților foarte multă dizgust, nervi, probleme, și mai ales dacă mai sunt cuvinte de genul ăsta că ai să mă scos la pensie, ai să mă nenorocești, uite cât timp probleme tu ne-mi faci și îl acuză pe copil pentru problemele părinților, el se consideră, eu am adus o problemă în viața părinților. Sau dacă părinții nu divorțează și acuzând copilul, noi pentru tine n-am divorțat. Păi de uite, ne-am stricat că sunt ceeași fericirea părinților, iar și sunt o problemă. Și nu doar atât. Când sentimentele copilului nu sunt validate, sentimente pur omenești, emoțiile pur omenești, da? De exemplu, de plâns. Hai nu mai plânge, că n-ai motiv de ce să plângi. Înseamnă că eu sunt o problemă, da? Adică nu reacționez. Deci se cultivă sentiment de rușine. Că eu sunt un defect. Copilul poate să aibă diferite reacții emoționale, iarăși pur omenești, normale, sănătoase, fiziologice, la diferite circumstanțe, situații. Iar părintele invalidează sentimentele copilului. Dar n-ai motiv de ce să fii trist. Ei, și te-ai mut tu de o frunză acolo. Înseamnă că eu nu reacționez, înseamnă că eu nu simt corect. Și atât, de foarte multe ori, persoanele în terapie ajungând, mă întreabă, dar e normal să am acest sentiment? Că eu plâng, dar e normal să plâng? E corect să plâng? Întrebându-și, da, dând și întreba, ce să fie corect? E reacția organismului. Nu se întreabă asta. Nu se judică. Chiar dacă, să spunem, am zis că putem să avem alarme false, amenințări, imaginare, de exemplu, dar e reacția organismului, este al nostru. Da, asta înseamnă respectul de propriul organism. Nu trebuie să ajungi să ne respectăm atunci când am să mă însănătoșesc sau că să am, nu știu, statut. Respect față de propriul corp, ca ființă, dreptul la viață. Sau copiii pot să aibă sentimente, gânduri, dorințe, vise. Tot ceea ce gândesc este dezaprobat. Aia nu mai plac prostiile în cap. Aici de tâmpit ai mai dus și tu. Hai când te aud pe tine, știi? Deci toate acestea, însumând, crea sentimentul de lipsă de utilitate, de valoare. Sau mai ales când copiii se simt vulnerabili în diferite circumstanțe și au nevoie de protecție. Uneori de la școală, de exemplu, să vină mama, știi, să ia apărarea copilului.
probleme de sănătate sau de oricare altă natură. Da? Copilul are nevoie de protecție, că cineva este de partea lui. Când, de exemplu, ăsta copilul vine acasă și este trist sau că cineva l-a acuzat și mama nu reacționează. Deci, iată, toate însumând, creează acest sentiment de lipsă de valoare. Și iar când devine adult, încearcă cumva, știi, să lupte, să realizeze sau poate să-și formeze niște eu ideal foarte mare, adică ceea ce trebuie să atingă ca să simte valoros. Și în permanent este un sentiment de insuficiență, că nu e suficient de mult, că n-am făcut suficient de bine. În permanent este acest eu critic, da, deci în interior, și atunci lucrul acesta obosește la un moment dat, nu-ți mai duce satisfacție, da, deci, de la viață. Și chiar dacă se pot întâmpla circumstanțe, poate un divorț, poate o concediere, iarăși circumstanțe obișnuite, de care fac parte din ciclul vieții, de exemplu, da, fenomenele vieții, acest lucru accentuează și scoate sentimentul de lipsă de valoare. Din ce cauză noi în general ajungem, da, deci fiind depresie, fiind anxietate sau alte tulburări afective sau tulburări de personalitate, de comportament, nu putem sau nu ne reușește să integrăm vulnerabilitatea ființei noastre. Să o integrăm. Nu ne reușește să integrăm vulnerabilitatea. Deci, practic toate problemele noastre emoționale vin din faptul că nu suntem ok cu vulnerabilitatea noastră. Când vine o persoană în terapie și la primele ședințe, cam asta, de exemplu, da, deci o informez. Ceea ce urmează să facem este să integrăm partea slabă din noi. Să integrăm vulnerabilitatea. Pentru că atunci când încercăm, când nu ne permitem să fim slabi, nu vrem să fim vulnerabili, încercăm să fim mici dumnezei. Deci ne punem niște obiective greu de atins și de realizat. Și mai devreme sau mai târziu obosim sau ieșuăm și atunci vine cumva criza existențială, emoțională în acest sens. Sau ne pomenim că avem anumite comportamente care nu le putem accepta. Dar de unde vine problema aceasta, de exemplu, cu vulnerabilitate? Noi ne naștem vulnerabili. Da, deci, și noi depindem, mai ales când suntem copii mici, noi depindem 100% de părinți sau îngrijitori alții. Și hai să imaginăm așa o situație. Ionel a fost numit idiot de către Andrei la școală. El simte umilit. El vine acasă. Deci această umilință este o reacție normală. Toată lumea, de exemplu, ne simțim poate umiliți atunci când cineva pe noi ne acuză sau ne numește într-un fel sau altul. Și el plânge. Ma, pe mine Andrei m-a numit idiot. Deci ce face el în momentul ăsta? Își exprimă vulnerabilitatea. Dacă mama reacționează într-o manieră protectivă, discutând această situație și dându-i asigurări că el este ok și să înțeleagă de ce se întâmplă așa lucruri în societate și să nu e așa personal, ce se simte? Ce se întâmplă cu această umilință? A fost procesată și Ionel se simte bine. A avut sens și să exprime vulnerabilitatea. A avut sens pentru că a primit o reacție pozitivă, normalizatoare din partea, da, deci, părintelui în acest sens și el deja, da, deci, a primit un fel de antidot. Data viitoare, când Andrieș o să-l numească pe idiot, el nu deja să fie sensibil aceasta. Sau oricare altă persoană, când îl va critica, el va putea să accepte acest lucru. Dar dacă, de exemplu, vine unul la școală și spune că Andrieș pe mine m-a numit idiot și plânge, dar mama îi reproșează, dar cred că nu degeaba. Ai făcut tu ceva, cred că. Cred că pe dreptate. A avut sens Ionel să-și exprime vulnerabilitatea? Nu. Dar ce s-a întâmplat că și-a exprimat vulnerabilitatea? Dublu traumă, de exemplu. Nu doar că Ionel l-a numit pe dânsul ofensator, dar și mama l-a acuzat pe dânsul. Înseamnă că el este o problemă. Iar umilința aceasta care a fost, da, deci, creată, ea nu este procesată, ea nu este vindecată, ea rămâne acolo, de exemplu, în interiorul nostru. De la mamă nu poți să găsești suport sau de la oricine altcineva și asta devine dureros. Și ca mecanism de apărare, ce înseamnă? Disocierea de sine. Adică te iei mâini, înghiți noduri și spui, eu sunt puternic. Și mă duc la fotbal. Dar umilința aceea n-a fost vindecată. Trauma aceea, hai să o spunem, deja formată. Noi nu știm cum să procesăm când cineva pe noi ne ofensează, dar e dureros. Și atunci când o traumă nu este vindecată, când apeși acel loc, doare. Când devii adult, sau ulterior, eu ne-l duc la școală, sau când devii adult, când primești o critică, e dureros. Noi reacționăm foarte intens. Cum va încerca Ionel să prevină această durere? Să prevină orice
critică posibilă. Să devină perfecționist. Că Doamne ferește cineva să-l mai numească prost sau idiot. Dacă Andrieș l-a numit, de exemplu, prost sau idiot din cauza că nu știu, nu i-a dat de copiat, apoi el va încerca pe parcursul vieții să-i mulțumească pe toți. Că nu cumva cineva spune că ești egoist. Sau orice alt termen acolo, ofensator să fie. Sau dacă l-a numit prost din cauza că nu a învățat bine, el va încerca să fie peste tot perfect. Ca să nu primească vreo critică de la șef sau ori din altă parte. În așa situație se formează incapacitatea de a ne simți slabi sau vulnerabili, ca fiind ceva foarte firesc. Tu încerci să fii un fel de mic Dumnezeu ca să eviți de fapt o traumă, în esență. O traumă, deja un eveniment declanșator care provoacă acea emoție intensă, dureroasă, negativ. Și altă reacție mai poate fi din partea mamei. Când e un el plânge, dar mama nici nu atrage atenția la asta. Ignoră. Iar Ionel își poate pune următoarea deja percepție. Sentimentele mele nimănui nu contează. Nimănui nu-i pasă de mine. Ceea ce eu simt. Devine adult și această persoană spune că dar eu nu mă împărtășesc cu nimeni sentimentele mele, cu ele trebuiesc. Noi avem nevoie să ne simțim vulnerabili, pentru că noi nu întotdeauna avem control asupra noastră, că nu suntem o parte biologică, nu întotdeauna putem să ne controlăm, suntem așa cum suntem, da? Evenimentele vieții nu este în controlul nostru, comportamentul, reacția celorlalți, iată cât e acolo, da, deci nu știu, persoane nu se acuză că nu au mărit căsnicia, blamându-se și învinovățându-se pe dânșii, că n-a făcut, cred că, suficient de multe. Nu e în control tău întotdeauna să controlezi sentimentele celuilalt. Poate că voi v-ați iubit, relația nu merge. Sau oamenii se mai schimbă. Valori, atitudini, procese, da, diferite, da, deci în viață. Deci, efectiv, vulnerabilitatea face parte din viața noastră. Noi ne naștem cu dânsa, mai de învățăm ceva control, dar în mare parte noi înnotăm, da, deci în fața naturii și a vieții, da, deci într-o manieră foarte vulnerabilă. Și iată, doar că problema că noi nu putem accepta din cauza deja traumelor. Și avem impresia că trebuie să fim puternici. Dar când îți permiți să fii vulnerabil, de fapt, când conștientizezi sau ai credința că oamenii sunt buni, că oamenii sunt suportivi, că oamenii sunt de încredere, că nu are sens să fii vulnerabil când crezi că oamenii sunt răi și egoiști și nepăsători. Atunci e clar lucru că vine, de ce și Ionel trebuia să fie puternic, că nu se putea baza pe mama. De-aia și noi vrem să fim perfecționiști și puternici și multe alte așteptări care le avem de noi înșine, că nu ne putem baza pe cei din jurul nostru când eram mici. Și pentru că oamenii erau ocupați cu treburile lor. Sau da, noi poate că am avut parte de părinți, iarăși nu răi, da, deci, dar indisponibili emoțional și afectiv pentru noi. Dar noi ne formăm imaginea, dar ulterior, că oamenii sunt din neîncredere, pe care nu te poți baza. Și normal, în așa circunstanții, apare foarte firesc să-ți dorești să fii puternic, că altfel nu poți, nici de cum. Dar noi suntem ființe sociale. Iată, sunt specii de animale care cresc de sine stătător. Dar sunt specii de animale care cresc în haită și în triburi. La dânciul lui creierul lui ca altul organizat. Deci sentimentul de siguranță este faptul că atunci când sunt acceptat de tribul din care fac parte. Siguranța vine de relațiile noastre sociale. În ce măsură, iarăși, am încredere în mine că sunt o valoare și pot aduce o valoare comunității din care fac parte sau familii sau trib. Și în ce măsură oameni sunt buni și mă pot baza. Da, deci pe dânci, aici vine sentimentul de siguranță. Deci aceea persoană cu atașament securizant despre care am mai vorbit, eu sunt ok, tu ești ok, rata de tulburări emoționale, afective, este foarte scăzută. Pentru că 70-80% dintre persoanele cu tulburări de anxietate, fobie socială, depresie sau altele, au la bază un atașament nesigur. Pentru că fie că nu se pot baza pe dânșii, fie că nu se pot baza, da, deci pe oameni. Deci legăturile sociale sunt disfuncționale în acest sens. Deci este practic fundamental de important percepția mea, eu sunt ok și să ajung la această percepție, să mă pot accepta, iubi, respecta pe mine însumi, necondiționat și respectul față de oameni. Necondiționat. Pentru că omul este așa cum el este datorită culturii din care faci parte, familie și multe, multe alte circumstanțe, situații. Când ai acest lucru,
tu poți să relaționezi mult mai eficient, tu poți să ai încredere, de exemplu, la decenă, în oameni, nu toți, bineînțeles, dar se poți să identifici pe cei care sunt buni și pe care te poți baza. Chiar dacă se întâmplă câteodată în viață să fii dezamăgit, nu faci o generalizare că toți oamenii sunt răi. De ce? Avea sentimentul că ești în grijă cuiva și că cineva are grijă de tine ajută foarte mult să treci prin multe circunstanțe, indiferent pandemie, război sau multe alte situații. Când s-a început pandemia, cele mai vulnerabile persoane au fost cele care s-au simțit singure, fără protecție și ajutor, de exemplu. Da? Sau când s-a început războiul, jurnaliștii foarte mult căutau răspunsuri la psihologi, ce să facem noi în așa situație. Uh-huh. Și multe dintre răspunsuri, tehnici care funcționează în condiții obișnuite. În așa condiții de criză major, noi avem necesitate psihologică și biologică de a fi aproape unul de celălalt, fizic. În vremurile preistorice, când un trib trecea printr-o problemă, într-o criză, se simțeau poate atacați de alt trib, ei toți stăteau împreună în jurul focului și cumva analizau și procesau situația, problema cu care ei se confruntă. Dar astăzi noi toți stăm singuri în fața televizoarelor, expuși la foarte multe amenințări. Și asta, de exemplu, afectează foarte mult starea noastră emoțională și mentală. De aceea, dacă vrem să ne îmbunătățim starea noastră emoțională, foarte mult contează, deci, relațiile noastre sociale, pentru că asta se constituie creierul nostru. Studiile pe creier au arătat la ce se gândește creierul, că nu are nimic de făcut. Este numită așa rețea de bază, da? Rețea neuronală de bază, care se gândește la sine și la ceilalți, legat și de viitor. Asta arată pur și simplu cât de mult contează, pur și simplu, cine sunt eu și cine sunt ceilalți. Pentru că asta noi ce facem când vinem acasă după serviciu și nu mai avem nimic de făcut? De foarte mult ne analizăm cum a fost azi conversația cu un coleg sau cum a mers interviul, am arătat bine, n-am arătat bine, cum o să fiu perceput de către ceilalți, dar mă team că am spus o prostie. Da? Totul este legat de percepție socială. Și mă gândesc cum o să afecteze acest lucru viitorul în acest sens. Deci, iată de ce este atât de important, pur și simplu, percepția sinelui și a celorlalți și de aceea relațiile sociale. Un părinte hiperprotectiv este un părinte anxios și transmite copilului două mesaje. Primul mesaj, lumea este periculoasă, trebuie să ai permanent grijă, unde te duci, ce faci, cum te îmbraci, ce mănânci și tot așa mai departe. Și a doua mesaj, tu nu ai capacitate și controlul singură să detectezi aceste pericole. Trebuie să le spun eu de fiecare dată. Și, respectiv, starea de anxietate a părintelui este transmisă copilului. Copilul devenind adult, devine și el anxios. Lumea e periculoasă, dar eu nu știu dacă gândesc corect sau simt corect. Parcă am impresia că trebuie să mă mai consult cu cineva. Permanent și să mă gândesc dacă am făcut decizia cea mai bună. Dacă cușma pe care am îmbrăcat-o sau am cumpărat-o, deci e suficient de bună. Așa cum am fost la filozofie, în acea perioadă din adolescență am tot căutat răspunsuri la această întrebare pentru mine și am cochetat și cu spiritualitatea, cu religiozitatea. A fost perioada în viața mea când am fost foarte religios. Dar așa cum am zis la început, mergând la filozofie, cumva mi-a dezvoltat o gândire critică în acest sens și vedeam cum mari filozofi își băteau cap în cap ideile lor, cu câtă siguranță, cu câtă luptă și multe alte credințe care toți, de poziția lor, consider că credința mea este dreaptă și adevărată. Ceilalți sunt sălbați și proști. Da? Și când am ajuns, de exemplu, la o criză existențială provocată de aceste conflicte de valori și de idei și de credință, am înțeles că nu pot răspunde la așa întrebare. Ceea ce pot să mă bazez este exact pe ceea ce văd simțurile mele. Exact aici și acum. Da? Deci asta m-a determinat să merg spre știință. Dar problema cu Dumnezeu pentru mine este o problemă suspendată, care știu că nu pot avea acces la această înțelegere și cunoaștere. Poate acum. Da, deci persoanele care cred în Dumnezeu și le oferă sentiment de siguranță, este ok.
nici nu mă interesează pe mine, de exemplu, este sau nu este Dumnezeu. Important dacă îți oferă sau nu îți oferă siguranță. Credința în care tu o ai, cel puțin din punctul meu de vedere. Atunci când noi încercăm să îi schimbăm pe alții, îi schimbăm din propria noastră nesiguranță. Când tu cu adevărat crezi în Dumnezeu sau în oricare altă credință, nu încerci să schimbi ideile celorlalți. Pentru că tu, de fapt, ai nevoie de confirmare încă suplimentară și vrei să te convingi că tu gândești corect și faci pe ceilalți. Vrei să-i faci pe ceilalți să gândească ca și tine, ca tu să simți în siguranță că gândești corect. Când ceilalți gândesc diferit, te simți amenințat. Poate eu nu gândesc corect. A, nu, trebuie să mă apăr și-i schimb pe ceilalți. De exemplu, dacă eu sunt, oricum, aș fi mai mult agnostic în problema Dumnezeului. Oricum, nu, deja nu rezonez, nu mă apropii atât de mult de spiritualitate. Dar nici nu neg și dacă am în terapie persoane religioase, da, sau prieteni, colegi, de exemplu, care sunt credincioase, nu am nici cea mai mică. Da, deci încordare neuronală se schimbă convingerea că nu este adevărat. Eu pot spune a mea experiență pur subiectivă. Da? Pentru că pe mine știința m-a scos, da, deci dintr-o criză existențială. Dar dacă pe tine Dumnezeu te-a scos dintr-o criză existențială, da, deci nu este absolut nicio problemă. Important să fii tu ok, da, cu propria credință pe care tu o ai. Deci eu dacă nu mă îndoiesc de faptele științifice, nu mă lupt să schimb ideile cu cuiva. Așa cum spuneam că mulți care aleg calea psihologiei pornesc din conflicte interioare. Și dacă nu se rezolvă aceste conflicte interioare, în procesul terapeutic există toate șansele să se reflecte și să se resfrângă asupra clienților propriile tăi probleme în acest sens. De aceea este necesar ca un psiholog sau psihoterapeut să aibă sau cel puțin să fi fost supervizat sau să treacă pentru o psihoterapie, de exemplu, anterioară. Da. De obicei, când se fac formările în psihoterapie, tu ești obligat să treci prin acest proces. Da. Din această cauză, că foarte mulți psihologi nu au propriul lor psiholog sau nu au trecut ei pentru psihoterapie, judecă proprii clienți prin prismele lor subiective. De exemplu, clientul poate să spună că soțul meu este abuziv, dar tu ești vinovat. Dar de ce tu ai permis asta? Dar de ce tu nu ai spus asta? Dar de ce tu nu ai făcut ceilalți? Chiar se întâmplă foarte frecvent acest lucru. Da, deci am foarte mulți, da, deci clienți care mă raportează, de exemplu, da, deci experiențelor anterioare în care s-au simțit pur și simplu judecați. Da, deci pentru anumite decizii sau fapte, comportamente, sau psihologul încearcă să-și impună viziunea lui despre relații, cum trebuie să fie relațiile, de exemplu, da, deci conform trendurilor, conform culturii, da, deci că cumva care ceea ce cred că este normal sau nu este normal. Dar a merge la psiholog este un lucru firesc, devine firesc deja pentru foarte, foarte mulți. Clar că mulți au tot felul de prejudecăți în acest sens, dar eu văd a merge la psiholog la fel cum ai merge la un medic de familie, că ai, nu știu, probleme digestive. Și ce o să-ți facă? O să explici, iată, poate cum funcționează, de exemplu, atunci când mănânci mere acolo. Da, iată, acolo nu sunt niște fermenți, poate acolo, așa că tu de aia ai niște probleme digestive. E tot aceeași chestie și din punct de vedere emoțional. Dar noi credem că, pur și simplu, mentalul, ceea ce ține de sfera mentală, este ceea ce ține de cumva de capacitatea ta de gândire sau de a fi puternic. Și dacă tu ajungi la psiholog, înseamnă că nu te mai poți descurca. Nu, noi, tocmai de asta, noi înotăm, da, deci ne îmbălăcim în tot felul de mituri despre comportament uman, despre emoții și ne autoblamăm și ne judecăm. Și atât persoanele în terapie de lungă durată conștientizează la momentul, un an, doi, pot ajunge la o acceptare, destine, nu la o transformare neapărat. Adică, practic, rămân aceleași persoane, numai că acum deja sunt mai liniștiți și mai mult mai motivate de ceea ce făceau anterior. Ca și orice persoană, frică de a fi respins. Abandonat. De fapt, astea sunt fricile fundamentale. Celelalte frici, de exemplu, nu știu, să fii concediat, să fii respins în relație, divorț sau oricare altă chestie, ele sunt niște secundare, care duc la frică fundamentală de respingere, de abandon. De a rămâne singur, de exemplu.
Deci aș vin foarte multe motivații. Deci, de exemplu, cineva poate să spună că, nu știu, mă simt trist sau stresat sau anxios de faptul că am fost concediat. E una problema financiară care apare aici, dar alta, te mai gândești de conștient sau nu, dar ce o să creadă prietenii sau soția despre mine că am fost concediat? N-o să mă respingă, n-o să critică, n-o să par un ratat. Deci ține de respingeri. Și atunci, dacă e să fiu sincer cu mine, însumi, da, deci mi-este frică de singurătate și abandon, pentru că mai mulți ani în urmă am avut tulburare de anxietate. Și atunci când am început să fiu ok cu singurătatea și că este gestionabilă și că poți să ai relații sociale, atunci deja devii prieten cu singurătatea, chiar dacă este tristă. Nimănui nu place să fie singur. Cei care spun că îmi place singurătatea, de fapt, se apără ideea că oamenii sunt răi și pot să-i rănească. Respectiv, găsesc singurătatea mai bună decât relaționarea cu oamenii. Că oamenii sunt răi, indiferenți, pot să te rănească, da, deci în acest sens. Este sănătos să avem frică de față de moarte. Nu pentru că asta este cumva instinct de supraviețuire. Noi evităm moartea. Altceva, când iubești prea tare viața, atunci se naște ipocondria. Adică tu nu accepti ideea vulnerabilității, că noi putem într-o zi oricând să murim. Cumva, pentru mine, foarte liniștitoare au fost cărțile lui Irvin Yalom. Este un psihoterapeut existențialist care cumva s-a focusat foarte mult pe ideea morții, pe frică față de moarte, pentru că a lucrat cea mai mare parte din experiența lui terapeutică, da, deci de o viață, cu persoane cu boli oncologice și care erau pe partul de moarte și a avut poate, nu știu, dintre puține personalități, autori care au cercetat poate cel mai bine acest fenomen. În general, filozofia existențialistă sau psihoterapia existențialistă, una dintre tehnicile pe care le dezvoltă este conștientizarea morții. Conștientizarea finității noastre, limitii noastre, sfârșitul nostru. Din ce motiv? Asta se întâmplă de foarte multe ori când persoanele sunt la limita morții. Se întâmplă un accident sau oricare altceva și își reevaluează toată viața lor până în acel moment. Și își dau seama că ceea ce au trăit până acum nu era atât de important. Adică încep să conștientizeze mult mai puternic valorile personale sau ceea ce este important, da, deci, pentru dânsii. Conștientizarea morții cumva ne scoate din inconștiență, ne face să devenim mai autentici, ne scoate din această rutină, pentru că începi să-ți pui niște întrebări existențiale legate, da, deci, de propria viață, ce faci cu dânsa. Atunci când tu conștientizezi limita, adică că ai o vârstă, dacă viața noastră, da, deci nu este nelimitată. Pentru că noi de multe ori acceptăm multe nebunii în viața noastră, de parcă am trăit 10 vieți. Atunci când conștientizăm de fapt moartea, nu ne este frică să ne gândim la moarte, bineînțeles. Da? Dar când o conștientizăm sau o acceptăm, începi să spui, băi, dar chiar să merită timpul ăsta meu să petrec cu o persoană sau alta, sau activități, sau stres, sau să-mi fie frică de ce o să gândească, da, deci oamenii care nu sunt relevanți în viața mea. Și pe lângă aceasta, el observă că atunci când tu reușești să-ți îndeplinești misiunea ta, să lași ceva în urmă, să te simți împlinit, atunci tu nu mai ai această frică de moarte, pentru că ca și cum pleci în păcat. Dar atunci când ai sentimentul că n-ai făcut totul, că nu ai trăit tu pentru tine, că oricum o singură viață ți s-a dat și pe aia ai trăit-o pentru alții, este frică de moarte, pentru că îmi este frică că n-am să reușesc să trăiesc și pentru mine. Atunci este foarte intensă această frică. Sau mai ales când, de exemplu, ai 30-40, dar ai și senzația că parcă nici n-am făcut. Bine, una poate că tu ai realizat multe și alte, că e deja problemă că nu poți să apreciezi aceste lucruri. Da? Asta e cu tot altă, că poate ești copt deja, în general, da? Dar nu știi să dai valoare acestor lucruri. Și altceva când, într-adevăr, ai trăit pentru alții, pentru părinți sau alte persoane și îți dai seama de unde să încep. Încotro să mă îndrept. Și dacă ar fi să mor acum, știi, deci aș simți că am trăit degeaba și frica e foarte mare, care poate să duc și în ipocondrie.
La mine a fost, da, deci o frică foarte intensă de moarte, unde era corelată cu anxietatea și una dintre fricile cele mai mari era că n-am să duc lucrurile mele la bun sfârșit, planurile sau visele mele. După care eu zic, băi, dar de ce neapărat trebuie, într-o manieră? Am să fac exact cât am să pot, din ceea ce știu să fac, din resursele pe care le am și atât, atât cât îmi permite sănătatea. Deci fără să am cumva o obligațiune din partea mea. Dar de ce neapărat trebuie să le duc pe toate până la bun sfârșit? E, ca să par deștept. Dar de ce vreau să par deștept și frumos și cu statut înalt, de exemplu? Ah, ca să fiu iubit, pentru că mi se teamă de singurătate și abandon. Când îmi dau seama că eu, da, deci, și îmi rezolv trecutul meu și îmi accept vulnerabilitatea și că pot să fiu și singur, respectiv, nu mai vezi niște lucruri în viață obligatorii. Și atât de importante. Dar lași exact ceea ce vine din interior să faci. Să trăiești ușor și simplu și frumos nu-i greu dacă lași să crești din interiorul tău. Atât cât tu poți controla. Este ca o floare. Dacă crește din interiorul ei, dacă are pământ, umiditate, soare, vânt, dar asta sunt circumstanțe care nu depinde de însă. Oricum o să crească exact cât poate, în funcție de mediul deja în care el este. Și eu nu trebuie să-mi pun problema cine trebuie să devin. Oricum ați devin deja în funcție de ce este baza genetică în mine ca sursă și mediul din care eu fac parte. Nici nu trebuie să mă încordez prea tare. Sau eu la stânga, sau la dreapta. E te lași, pe de o parte te lași parcă dus de valul vieții într-un fel, de mediul în care ești și controlându-mă exact ca barca. Da? Te lași dus de râu, controlezi să nu te lovești o piatră. Și foarte mult mi-a plăcut filozofia hedonistă. Mulți când aud de hedoniști, adică principiul plăcerii, da, hedonismul legat de plăcere. Și mulți când aud filozofia hedonistă sau hedoniștii, ei se asociază, că desfrânață ce e. Da, deci care pun accent doar pe băutură, droguri, sex sau distracții, mulți alții înțeleg prin hedonism. Da? Principiul plăcerii. Scopul vieții, să primești plăcere, știi? Ei, mai avem valori, mai avem familie sau mai avem multe alte cariere sau alte chestii. Nu poți doar să cauți doar plăcere, nu. De fapt, hedonismul avea altceva în vedere. Da? În primul rând, ei observat așa, că oamenii trăiesc prea încordați, cu niște imperative categorice, de tipul trebuie. Trebuie de sacrificat pentru țară, pentru familie, pentru o credință sau alta, deci mult pentru copii, sau mult trebuie, da, deci fundamental. Și parcă nu trăiesc, da, deci ei trăiesc cu niște obligațiuni. Ei bine, hedoniști aveau la bază ideea că Dumnezeu nu există, da, nimic nu are sens, fundamental, și spun așa, noi am venit aici pe pământ și n-avem nimic de făcut. Și dacă nu avem nimic de făcut, adică nu avem obligațiuni, alege să trăiești frumos și sănătos. Adică principiul plăcerii. Dar ce înseamnă acest principiu al plăcerii? Dacă bei azi, dar mâine ți este rău, tu nu mai ești hedonist, tu ești mazohist. Ți-ai făcut rău. Fă lucruri care ți-i creează plăcere și îți aduc sens și semnificație. Îți aduci familia plăcere? Faci familie. Îți aduci carieră plăcere și te simți sănătos? Faci carieră. Și multe alte, de exemplu, lucruri importante, să te simți că nu te tensionezi. Știi, ca struna la gitară. O întinzi prea tare, se rupe. O lași prea slabă, nu cânte deloc. Trebuie să pui la mijloc ca să cânte mai armonios. Iată cam așa și noi, adică trebuie să ne simțim corpurile, da, deci corpurile noastre. Și atunci, iată, înțelegând cumva acești factori, mi-ar fi teamă acum să mor că nu m-am copt. Aș muri cu mai multă plăcere dacă știu că cumva m-am copt, știi, nu știu așa, fundamental. Dar dacă se întâmplă, da, deci să mor mai devreme, asta e. Vreau să las ceva în urmă legat de înțelegerea ființei umane. Ceva nou, ceva care să contribuie la îmbunătățirea vieților, oamenilor. Și, practic, misiunea mea în viață, cam asta și mi-am asumat-o prin cercetările, de exemplu, prin cercetarea de doctorat, încerc să aduc ceva nou, să înțeleg. Și eu știu că dacă voi ajunge la 70-80 de ani, parcă simt că abia atunci mă voi coace, da? Sau voi ajunge la înțelegeri mai profunde
simt așa, încă de acum, din tinerețe, mai simt așa, știi, că un pic parcă sunt mai copt, mai copt. Dar mai altceva când mă uit la om, felul cum mă înțeleg cu 5 sau cu 10 ani în urmă. Și pot culege aceste înțelegeri din orice sursă. Din terapie până la vedea fenomene sociale care se întâmplă. Punând întrebări, punându-mi întrebări despre felul în care funcționează ființa umană.